Acum puteți să închideți, că mergeți, asta e cum ar veni pauză publicitară. Mergeți la toaletă, faceți-vă treaba, n-are rost să vă uitați la mine pentru că spun o glumă chiar. Un tip trece în neființă. Moare, cum să spune, cum spune bunica. Ai verificat moarea? Dar eu vorbesc despre altceva, nu de moarea de la butoi de la varză, ci moare vine de la moarte. Mă rog, ați înțeles. Sal de la una la alta, dar toate sunt glume, atenție mare. Și asta se numește o mișcare a minții, dacă observați. Asta să observați, mișcarea minții. Asta să încercați să vă faceți, mișcarea minții. Cui recomand? La un moment dat am avut senzația că îmi face stomacul. Și când încolo, uitându-mă pe geam, era porumbelul. Zic, de cum a ajuns porumbelul stomacul meu? Nu, dar era porumbelul, deci nu era de la stomac, era de la porumbel. Deci, ajunge pe lumea cealaltă și pe lumea cealaltă îl cheamă creatorul la el și zice așa. Măi, tu... Toată viața ta ai fost șoim, ai fost leu, ai fost stejar, ai fost iepure, ai fost cea mai frumoasă plantă, ai fost râu, ai fost munte, ai fost stâncă. Mă! Zi-mi unde am greșit că eu te-am făcut om! Succesul poate să urce la cap, este adevărat. Dar vorbim de un alt succes. În cazul ăsta vorbim de... Dacă eu am avut o perioadă de succes referitor la poziția mea în fața publicului, adică mi-aduc aminte că am început de foarte mic și toată lumea râdea. Și știam ce înseamnă râsete. Dacă n-am trecut pe scenă, acolo râsetele s-au format în mintea mea ca înțelegere mult mai târziu. Adică am jucat domnul Goie și într-un spectacol m-am lovit cu trompeta la dinți. Ce am putut să fac în momentul ăla? Toată sala era pe jos, dar eu eram teribil de nervos și supărat că m-am lovit în dinți cu trompeta. Totul e foarte interesant și nu interesant că eu am trăit momentele astea, ci interesant că am trăit și concluzii vis-a-vis de ce mi s-a întâmplat. Eram la Facultatea de Construcții, interesantă, cum am terminat Facultatea de Construcții, secția instalații, inginer de instalații, și eu, de fapt, sunt comedian. Pentru că atunci când eu m-am născut, prin maternitate, a trecut umorul. Și prima gură de aer, de la anfibie la om, a fost umor. Am luat o gură de umor. Și umorul a simțit și a zis, ok, asta e. N-am ce să-ți fac, toată viața o să te chinui. Da, e adevărat. Dar, când am deschis gura, lumea a râs. Sau... a fost plictisită. Și când lumea a fost plictisită, am învățat mai târziu. Ăștia săi erai, că nu vor să râdă. Bun. Dar la un moment dat, deci fiind la Facultatea de Instalație, mi-aduc aminte, atenție, locul 3 era Festivalul Studențesc de Umor. Și am luat locul 3 pe Institutul de Construcții. Locul 1 pe Centrul Universitar București, vreau să vă spun ceva, locul 1 pe Centrul Universitar București. Când la brigăzi, lua locul 1 brigada ASEU-ului, care se bătea cu niște brigăzi, mamă, dreptul, mecanica, iarăși aveau, erau niște facultăți tari de toată București, care făceau niște brigăzi și era o activitate culturală și cel puțin din punct de vedere de umor, la mare, mare nivel. Aia a fost perioada care a dat, de fapt, ceea ce până și voi, în ziua de astăzi, vă bucurați. Adică a dat grei, ca să zic așa, cu formare și dintr-un regim și din altul. Pe parcurs, pe măsură ce timpul trece. Deci, locul 3 pe Institutul de Construcții, locul 1 pe Centrul Universitar București, locul 2 pe zonă, era Bucureștiul cu Ploieștiul,
Deci pregătiți? Locul întâi pe țară. De fapt, ce loc trebuia eu să iau de la început? Dar, din cauza mediilor, erau alți comici mai buni decât mine. De ce? Aveau medii mai buni. Adică tu ce comici ești? Adică de unde e și ideea aia? Că asculți manele? Zoom, ascultă manele. Ia zi! Ce mașină ai? Zoom. Ia zi! Câte femei umbli. Succesul urcat la cap. Da, succesul poate să urce la cap. Acum, dacă urcă la cap, înseamnă că vine de undeva. Din călcâie? Vă dați seama prin ce zone trece ca să ajungă la cap. Mi-am dat vată să vezi mulțărime. Deci, acum, succesul poate să treacă de cap. Ei... Atunci o chestie extraordinară. Da, până la urmă, nu, mă rog eu să nu uitați un lucru. Există factorul uman la care noi nu o să renunțăm niciodată. Și factorul uman este partea frumoasă a noastră, pentru că până la urmă a fost făcut oameni. Eu am o glumă pe care nu o spun pe scenă, dar îmi place să, dacă aveți plăcere, acum puteți să închideți, că mergeți, asta e cum ar veni pauză publicitară, mergeți la toaletă, faceți-vă treaba, n-are rost să vă uitați la mine, pentru că spun o glumă și chiar. Un tip trece în neființă, moare, cum spune bunica. Ai verificat moarea? Dar eu vorbesc despre altceva, nu de moarea de la butoi de la varză, ci moare vine de la moarte. Mă rog, ați înțeles. Sal de la una la alta, dar toate sunt glume, atenție mare. Și asta se numește o mișcare a minții, dacă observați. Asta să observați. Mișcarea minții. Asta să încercați să vă faceți. Mișcarea minții. Cui recomand? La un moment dat am avut senzația că îmi face stomacul. Și când încolo, uitându-mă pe geam, era porumbelul. Zic, de cum a ajuns porumbelul stomacul meu? Nu, dar era porumbelul, deci nu era de la stomac, era de la porumbel. Deci, ajunge pe lumea cealaltă și pe lumea cealaltă îl cheamă creatorul la el și zice așa: măi, tu toată viața ta ai fost șoim, ai fost leu, ai fost stejar, ai fost iepure, ai fost cea mai frumoasă plantă, ai fost râu, ai fost munte, ai fost stâncă. Mă! Zi-mi unde am greșit, că eu te-am făcut om! Este ceea ce avem noi senzația că trebuie să fim în viață. Cum ești? Stâncă? Da, e un calificativ, nu ești stâncă. Decât dacă aici, e bolovan. Da, mă rog, deci stânca, dacă se rupe, poate să fie făcută din bolovan. Și mai mult, bolovani formează o clasă. Mi s-a întâmplat când intră în clasă să zică, profesorul să zică: aoleu, s-au adunat toți bolovanii la mine în clasă. Ceea ce înseamnă că sunteți în pauză. Bun. Deci, feriți-vă ca să lăsați succesul să vă iasă din cap. Adică să vă considerați-l ca pe un prieten. Numai că dacă ești influențat de succes, trebuie să-ți accepti și responsabilitatea că trebuie să muncești ca să-l prelungești. Împreună inspirăm tinerii din România.